Dumnezeu, nu a fost un incident. Domnul Dulghir Ionuț Cătălin este director general suspendat, urmare a acțiunii introduse de către Adunarea Generală Acțională a Acționarilor, o acțiune în răspundere, este un dosar pe rolul Tribunalului Neamț, da? În curs de stabilirea primului termen. Dumnealui, pe data de 10 februarie, a depus la registratura companiei o solicitare în care, adresată conducerii companiei, în care solicita ca contractul individual de muncă suspendat în noiembrie 2011, dată la care a încheiat și contractul de mandat, deci urmarea încheierii contractului de mandat, contractul individual de muncă s-a suspendat. A făcut o solicitare pe 10 februarie cu solicitare de reactivare a contractului individual de muncă. Pe această cerere a pus punct de vedere Biroul Resurse Umane, Oficiul Juridic, Director Economic, Director Dezvoltare, domnul Dăscălescu Vasile, președintele Consiliului de Administrație, revocat de către Adunarea Generală a Acționarilor în septembrie 2016. Da. Urmarea acestei cereri s-a emis dispoziția 44 din 21.02.2017, prin care, în mod nelegal, da, este, dispoziția 44 este emisă de Director Dezvoltare, da, în care se precizează că se reactivează contractul individual de muncă al domnului Dughier numai pentru perioada cât este suspendat pe contractul de mandat. Da? Domnul Iordache nu avea nici mandat și nici atribuții în fișa postului de a semna acte adiționale la contractul individual de muncă sau alte documente în acest sens. Atributul, după actul constitutiv al companiei, atributul revocării și angajării directorilor este a Consiliului de Administrație. Ori în acest moment, la această, din septembrie 2016 până acum, Consiliul de Administrație numit de către Adunarea Generală a Acționarilor este altul, nu cel care, din care a făcut parte domnul Dughier. Da, domnul director, dar aici există un aspect, faptul că acest nou Consiliu de Administrație nu este înregistrat la Registrul Comerțului, aici e nedumerirea mea. Nedumerirea este a celor care nu cunosc legea 31 în care, și actul constitutiv al companiei în care spune că hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt executorii. Da, da, dacă el nu e înregistrat acest nou Consiliu de Administrație, nu e la Registrul Comerțului înregistrat din motive de litigiu, le știți bine, aici lămuriți-mă. Din motive de litigiu, pentru că la toate hotărârile AGA emise de către AGA APA SERB, cât și de ADI Aqua Neamț, privind înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunilor, la toate, sunt în număr de 14, la toate, domnul Dughier a făcut cereri de intervenție. Registrul Comerțului Neamț, declinându-și competența către tribunalul. Deci suntem acum din septembrie până în martie 2017, din septembrie 2016 până în martie 2017, abia acum am avut dosarul la Tribunalul Bacău în care am avut câștig de cauză. Domnul director, un balamuc general în detrimentul nostru al consumatorilor. Asta cum e. Vedeți dumneavoastră rezolvată situația asta care ne afectează pe toți? Păi cum o vedem? Compania trebuie să, fiind un furnizor de unui serviciu de utilitate publică, trebuie să-și desfășoare activitatea. Dreptul domnului Dughier și a altor persoane lezate de a merge în instanță și de a contesta ce doresc este dreptul garantat de Constituție. Nimeni nu îngrădește. Dar asta nu înseamnă că trebuie să blocheze activitatea companiei. Bun. La momentul ăsta funcționăm, nu avem nicio problemă. Dosarele își urmează cursul. Bun, spuneți-mi acum un alt lucru, spuneți-mi, vă rog. Domnul Dughier acum este are dreptul să funcționeze, pentru că omul trebuie să câștige și el ceva să mănânce. Are dreptul, dar domnul Dughier nu poate funcționa pe două contracte. Atât pe contract de mandat care este în vigoare până în mai 2018, el este în vigoare, este suspendat de pe funcție, dar contractul este în ființă. În același timp cu contractul individual de muncă. Contractul individual de muncă rămâne suspendat până la încetarea, după
după articolul 137 indiciu 1 din legea 31. Rămâne suspendat pe durata mandatului. Deci domnul Dughir este în mandat de director general, atât că este suspendat. Da. Contractul individual de muncă se poate reactiva în momentul încetării, fie la termen, fie hotărăști instanța. Deci